Nu au voie. În teorie. În teorie nu. În practică? În practică da, se întâmplă. Ce să mai de acolo până acolo, nu trebuie să ne ascundem după ușă. Se întâmplă, dar nu public. Care eu poate întreb, care nu. Eu aș vrea să te întreb ce studii ai, pentru că îmi place, ești foarte coerent, vorbești foarte corect gramatical, deci ești, îmi place foarte mult. N-am școală foarte mult, am un profesional de ospătar, bucătar și cam atât. Și acum te ocupi strict de evenimente? Și acum, da, strict de evenimente și vreau să fac și o școală, cum să zic, de film, așa, că, na, cei care mă văd acum la TV spun, a, uite, pe ăsta l-am mai văzut, chestii intrase, nu intru în discuții. Dar pe voi ce vă ține împreună? Că mă roade de când am văzut interviul ăla, că în interviul ăla nu arăta nimic că o să fiți vreodată împreună și tu, de când ai venit pe canapea, a fost așa cumva, la un moment dat a fost perfectă pentru mine. Ce vă ține acum după 17 ani? După 17 ani, ce sincer să vă zic, de sincer și nu glumesc cu nimic și nu e ceva de pentru oamenii de acasă sau pentru dumneavoastră, există iubire în continuare, nu știu de unde.